Elevul a pierdut în fața fostului său antrenor. Echipa Transdor Tudor, antrenată de Vespasian Colban, a luat bătaie în fața echipei Metalosport Galați, antrenată de Mihai Ciobanu, fostul tehnician de la FC Botoșani. După scorul de 2-1 în favoarea oaspeților, echipa gazda a ieșit din Cupa României, faza a treia. În prezența a aproximativ 300 de suporteri, echipa Transdor Tudor a avut un început de partidă foarte bun. În minutul 5, elevii lui Vespasian Colban au reușit să deschidă scorul prin Leonardo Roșanu. Dar tot elanul jucătorilor de la Tudor, culminat de momentul golului, avea să se destrame în minutul 23, când juniorul Alin Bordeianu a primit cel de-al doilea galben și implicit cartonașul roșu. Rămași în inferioritate numerică, elevii lui Vespasian Colban au menținut scorul favorabil lor până la pauză. În schimb, în a doua repriză, jucătorii pregătiți de Mihai Ciobanu au schimbat tactica de joc, atacând permanent pentru cel puțin un egal. Și a venit minutul 60, când Metalosport Galați a restabilit egalitatea pe tabela de scor. Timp de aproximativ 30 de minute, jucătorii de la Transdor Tudora, chiar și în inferioritate numerică, au rezistat atacului celor de la Metalosport Galați în ideea că vor intra în prelungirile partidei. Dar a venit minutul 90, când elevii lui Mihai Ciobanu au reușit să marcheze golul care îi trimite în faza a patra competiției. La sfârșitul meciului, antrenorul principal de la Transdor Tudora, Vespasian Colban, s-a declarat nemulțumit de faptul că elevii lui au pierdut meciul din mână. Cel mai tare l-a deranjat că arbitrul a eliminat un jucător de-al lui și astfel a rupt echilibrul dintre cele două echipe. Am condus o mare parte din joc, chiar dacă am jucat în inferioritate numerică 60 de minute, e foarte greu pentru o echipă de județ să lupte cu una care a declarat că trag la promovare la Liga a doua. Noi fără antrenament în cursul săptămânii, alte condiții față de echipa adversă, dar totuși sunt supărat că puteam face mai mult sau lua niște goluri pe niște greșeli exact de Liga Județeană unde ne aflăm. Greu. Am luat cartonașul cel roșu în prima repriză și de acolo s-a schimbat totul. Ați condus până în minutul 75. Ce s-a întâmplat? Ce va purta ghinion? Eu cred că și fizic. Ei sunt mai pregătiți Liga 3, noi nu facem antrenamente. V-ați simțit inferiori față de echipa adversă? Nu, cred că am jucat la egal la egal cu ei. Cu diferența pe final, un om în minus din prima repriză. În faza a patra a Cupei României, Metalosport Galați va juca cu o formație din Liga a doua.